Bună ziua, dragilor! Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre colectarea polenului, pentru că vine primăvara. De fapt, a venit primăvara, doar că nu o vedem atât de mult. Sperăm să se încălzească vremea pentru săptămâna viitoare puțin. Este de actualitate recoltarea polenului și în mod sigur, mulți dintre dumneavoastră vor face acest lucru pentru prima oară sau vor să-și îmbunătățească producția de polen. Aș vrea să vorbim despre câteva lucruri pe scurt legat de recoltarea polenului. Cât timp recoltăm, recoltăm polenul? În principiu, în zonele calde, acest lucru se poate face de la 1 aprilie până la 1 august, ca regulă cel puțin pentru zona de vest și probabil și pentru zona de sud este valabil acest lucru. Colectoarele se pun la 1 aprilie, pot fi puse și un pic mai devreme dacă ne-ar permite timpul și dacă am putea să recoltăm puțin polen de salce care este foarte apreciat. Dar ca regulă puteți, puteți lua în calcul sau putem lua în calcul această perioadă de 1 aprilie, 1 august. Dacă vrem să facem polen, doar polen cu stupii respectivi, sfatul meu este: puneți colectorul pe 1 aprilie, dați-l jos pe 1 august, nu-l dați jos înainte de asta, nu-l dați jos o perioadă și să lăsați o altă perioadă, doar dacă în stupul respectiv este o problemă cu matca, dacă stupul vrea să roiască, dacă stupul a roit dacă este matca neîmperecheată atunci luați colectorul de polen pentru că uh, matca neîmperecheată nu va reveni în stup după merechere dacă este colectorul de polen pus acolo uh, deci în principiu 1 aprilie până la 1 august colectoarele de polen se lasă pe stup. Al doilea, al doilea lucru, la ce stupi punem colectoarele de polen, ca un stup să adune polen, trebuie să aibă în primăvară un minim 6 rame de albine și bineînțeles puiet cât mai mult în stadiu larvar dar la un stup care nu are măcar 6 rame, nu are niciun sens să-i punem colectorul de polen, îi vom și frâna dezvoltarea, plus că pur și simplu nu va aduce suficient polen cât să merite, așa că la stupii mai slab, de genul 5, poate chiar 4 rame pe care îi avem în stupină, vom aștepta un două săptămâni, poate o lună, până când vom pune colectorul de polen. În principiu, Așa cum se știe, tehnologia de creștere a stupilor pentru producția de polen este destul de diferită de creșterea pentru producția de miere, în sensul că stupul în dezvoltare produce polen, iar stupul matur produce miere. Da? Așa că avem nevoie de o populație undeva între 6 rame și 15 rame de adan sau echivalentul la 15 rame. În mod normal, un stup care produce polen n-ar trebui să treacă ca populație peste 15 rame adică să zicem la un stup la dan de 10 rame nu ar trebui să-i aibă nevoie de mai mult de, mai mult de o magazie pentru populație da? pentru maximizarea producției de polen se poate face următorul lucru în mai stupii puternici să fie pur și simplu rupți în două să facem un roi puternic din stup și roiul acela puternic, dacă se poate și dacă avem la dispoziție regine împerecheate, să-l facem cu regine împerecheate și punem colector de polen și roiului rupt din stup. În felul acesta, cred eu că am putea vorbi de o producție de 15 kg de polen pe sezon cu un colector de polen cât de cât, cât, de cât bun în felul acesta, stup cu roiul său. Ce facem după aceea în toamnă cu una dintre regine, asta decidem noi, în funcție, bineînțeles, de, de, ce, de ce avem nevoie. Putem reunifica dacă dorim stupii sau o parte dintre stupi în, în toamnă. Tot timpul este foarte, foarte important să avem grijă la aspectul acesta: ca stupul să fie în dezvoltare pentru producția de polen, să aibă cât mai mult puiet larvar. Pentru că puietul acela are nevoie de polen și stupul va aduna mai mult, mai mult polen. Acum se poate merge și pe varianta pe care merg unii dintre apicultori care recoltează primăvara polen și după aceea. Merg la miere undeva în vară, și varianta aceasta este o variantă bună, o variantă posibilă. La un moment dat, pur și simplu, să iei colectorul de polen și să lași să se dezvolte pentru miere. Nu prea putem face lucrul acesta neapărat chiar înainte de culesul de miere, pentru că este nevoie de un pic de timp ca stupul respectiv. Care a avut colectorul de polen să ajungă la maturitatea necesară să adune miere. Dar este și aceasta o variantă. Probabil ați auzit deja de expresia foame de polen. Foame de polen de care avem noi nevoie și pe care cumva trebuie să o inducem noi ca să avem o producție bună de polen. În principiu, stupul are rezerve de păstură suficiente și dacă îi punem noi colectorul astăzi, posibil că o să treacă aproximativ două săptămâni până când stupul aduce polen, începe să aducă polen în cantitate considerabilă. Pentru că ele își termină pur și simplu rezervele de acolo și atunci un mult, un mult mai mare număr de albine culegătoare este trimis sau pleacă, nu este trimis că nu vorbim despre un stat, dar stupul va avea mult mai multe colegătoare, poate și dublează numărul de colegătoare care merg după polen, poate chiar mai mult, dar cumva colegătoarele se orientează în direcția aceasta a adunării polenului. Așadar, din cauza aceasta nu este corect, nu este bine să recoltăm polen uh, intermitent uh, de genul uh, o zi da, o zi nu, o săptămână da o săptămână nu uh, acest lucru doar uh, pur și simplu o să, o să împiedice stupul să devină specializat pentru polen că de exemplu dacă îi iei colectorul o săptămână, albinele vor băga foarte multă păstură în stup în acea săptămână și după aceea când le pui tu iarăși colectorul uh, ele nu au nevoie ele nu au nevoie de, de polen și nu o să se prea omoare, să zicem așa, să adune polenul. Din cauza aceasta, spun eu că merită ținut minte principiul acesta: 1 aprilie, 1 august, stupul de, pentru polen are tot timpul colectorul de polen pe el, cu excepția perioadelor în care are probleme cu regina. Așa cum am spus. Așa cum am spus mai devreme. Un alt lucru pe care cei care colectează polenul știu este rolul stimulării. De exemplu, în zona Arad, unde am avut și unde am cea mai bună experiență de recoltare a polenului, nu este nevoie de stimulare până la amorfă. Deci până la amorfă, cu excepția anilor foarte, foarte cu probleme de genul ploi excesive, cu excepția acestor ani. În primăvară este abundență de polen și este suficient nectar ca să susțină colectarea polenului. Dar nu este, nu este nevoie de stimulare. Dar după aceea în vară sau poate în alte zone este posibil ca în natură să fie polen, dar nu este nectar și atunci putem veni să le ajutăm cu stimulare, bineînțeles, dacă în perioada aceea nu recoltăm miere, da? dacă vrem să ne axăm doar pe polen și nu vrem să recoltăm miere, atunci putem să le stimulăm. Stimularea este bună să o facem oricând, pentru că ținem stupul activ și uh, vor avea tot timpul uh, vor avea tot timpul larve, deci vor merge după polen, da? uh, Cel mai eficient, cel mai eficient pentru producția de polen este uh, stimularea zilnică dimineața, cu foarte puțin sirop. Poate fi vorba și de 100 de mililitri de sirop dat dimineața, și atunci stupul va pleca să adune, să adune polen. Da? Iarăși un lucru foarte, foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere este ca în toamnă să asigurăm familia de albine cu proteină. Da? Dacă le-am recoltat toată vara polenul, cumva ele au un deficit de proteină și atunci putem sau trebuie să venim cu turte proteice sau cu o zonă foarte bogată în polen toamna, ca albinele să își formeze corpul gras. Iarăși ce putem și trebuie să le dăm albinelor sunt probioticele care le protejează, care le protejează intestinele și care sunt foarte, foarte importante în imunitatea familiei de, de albine. Bun, asta legat de ceea ce facem noi cu stupii în recoltarea, în recoltarea polenului. Acum, strict legat de calitatea polenului, despre cum ne asigurăm că nu avem impurități în polen, ce aș vrea să vă spun, primul lucru, colectorul să fie colector de urdiniș. Da? Nu luați colectoare de fund, pentru că. În colectorul de fund veți avea umiditate căzută din stup de la contez, veți avea uh, mizerie din uh, mizerie din stup și în colectorul de urdiniș se întâmplă să fie de multe ori mizerie, să fie capete de albine, să fie, uh, eu știu, păstură uscată sau păstură mucegăită scoasă de albine și alte lucruri din stup pe care le scot, le scot ele, da? dar colectorul de ordiniș este mult mai bun al doilea lucru să aveți un acoperiș bun al colectorului că atunci când vine ploaia să nu intre în polen, apă decât dacă este vorba despre o furtună mare da? un, acoperiș, un acoperiș bun aș spune un 20 de centimetri de la peretele stupului în față pentru colectorul de polen la minim două zile recoltăm polenul da? să nu treacă mai mult de două zile acum ideal, mai ales dacă avem stupia acasă ar fi să recoltăm zilnic dar odată la două zile este ok pot să vă spun din experiență nu am avut niciodată probleme cu polen care să fermenteze sau să-i se întâmple ceva dacă stă două zile, mai ales vara nu este, nu este nicio problemă în perioadele ploioase curățați des curățați des sertarele, este bine să aveți câteva sertare în plus curate pe care atunci când descoperiți un, când găsiți un sertar cu un pic de mucegai acolo puteți să înlocuiți rapid sertarul. Da? Deci recoltat la două zile, pus în congelator polenul, mare grijă să nu l să nu le expuneți la soare prea mult, da. Alt lucru Uh, put, sunt, uh, sunt furnici, uh, sunt furnici în, uh, în, colectoarele de polen, de obicei, mai ales vara, în anumite perioade, avem multe furnici. Cum putem să, scăm de, să scăpăm de ele simplu? Este să avem un uh, material de bucătărie curat, o față de masă curată, de, uh, din material textil, de exemplu, folosesc eu, întinsă pe un palet și paletul să fie pe iarbă. Da? Și atunci polenul întins în strat relativ subțire, să zicem un, nu știu, să zicem un maxim 2 cm, da? dacă, dacă, furnicile, dacă furnicile simt că sunt aproape de pământ, aproape de iarbă, dacă pot să plece repede de pe acel material pe iarbă, atunci în, nu știu, jumătate de oră, să zicem, poate și mai repede, polenul nu va mai avea furnici în el și puteți să îl să -l adunați de acolo și să l duceți către casă sau către congelator. Un alt lucru care vă ajută și care este indispensabil este un ventilator puternic, dacă se poate ventilator industrial, cât mai puternic, dacă este puternic puteți să ajustați, să ajustați viteza da? și dintr-un vas în altul, dintr-un ligian în altul, trecut prin fața ventilatorului, din polen vor sări capete de albine, piciorușe de albine, aripioare de albine, da? Și în felul acesta îl purificați. Lucrul acesta, bineînțeles, că poate fi făcut și după aceea nu neapărat în sezon, dacă nu aveți, dacă nu aveți timp, da? Înainte să puneți polenul în congelator, vă asigurați doar că nu aveți doar că nu aveți furnici, da? de asemenea la recoltare. La recoltare se folosește uh, o sită cu ochiuri de 5. Da? Se, o faceți în așa fel încât, uh, nu știu cum să zic, un pic, uh, un pic așa rotunjită, un pic adâncită, cumva de forma, de forma unui, uh, unui vas, da? în așa fel încât să poată fi uh, să, să, puteți cerne cu ușurință polenul rapid. Eu îl cern chiar în momentul în care pun polenul din colector. Da? Pun polenul dintr-un sau două colectoare, îl cern, merg cu sita pe vasul de polen tot timpul, în așa fel încât col în colector, polen în congelator, în cer scuze, polenul ajunge deja destul de curat și apoi cu ventilatorul îl veți purifica veți scăpa inclusiv de praful de polen de polenul foarte foarte fin da? iarăși un lucru de care puteți puteți avea grijă este ca în perioadele reci în care sunt albine care mor la ordiniști de frig să aveți grijă să nu se acumuleze albine moarte după placa activă, pentru că, sau eu știu, trântori după placa activă, pentru că albinele vor scoate pe bucăți cele albine moarte, da, și veți avea o mai mare uh, mizerie, o mai, un mai mare nivel de impurități în polenul, în polenul dumneavoastră. Uh, cu speranța că v-am dat câteva informații utile din uh, experiența mea, Legate de colectoarea și procesarea polenului, vă urez un sezon cu foarte bună producție, multă sănătate. Nu uita să dați sub, subscribe la canal. Sper să vă fiu de, de folos și alte dată cu informații utile. Multă sănătate vă doresc!